În perioada sărbătorilor de iarnă au fost derulate acțiuni de control a siguranței alimentare în județul Mureș. Ulterior, controlele au fost finalizate cu dosare penale. Au fost verificate 433 de unități de producție, prelucrare, depozitare, păstrare și transport a produselor alimentare și non-alimentare, printre care supermarketuri, cofetării și patiserii. N-au scăpat de controle nici unitățile turistice sau cele care organizează mese festive, conform datelor centralizate ca urmare a. Controalelor au fost aplicate 282 de sancțiuni contravenționale și 53 de avertismente. Chiar și ordonanțe de suspendare temporară a activității au fost emise.